Bună ziua, domnilor, domnilor și dragi copii! Azi vorbim despre ham-ham sau miau-miau, adică despre animale de companie. Mâna sus, cine are acasă un căceluș? Bravo! Asta înseamnă că vă numărați printre cei 66% dintre români care au ales anul acesta să adopte sau să cumpere un cățel. Cel puțin asta spune un studiu realizat de o companie care vinde hrană pentru animalele de companie. Pe locul 2 sunt iubitorii de pisicuțe, iar pe 3 cei care preferă papagalii. Interesant este că toți cei întrebați au spus că animalul lor este de companie, ocupă locul 4 în familie, după copii, mamă, tată și bunicul sau bunica. Asta înseamnă că pentru unii animale sunt mai importante decât frații, prietenii sau alte rude. Legăturile care se creează între stăpân și animale sunt mai puternice decât fierul. Dar nu uitați că pentru că animalele să rămână sănătoase, trebuie duse la doctorul veterinar din când în când. Mulțumim pentru atenție, numai bine, pe curând!